Prima pagină îl prezintă pe noul arhiepiscop al Buzăului și Vrancei. În ton cu sărbătorile primăverii, profesorul Emil Moise semnează editorialul intitulat De ce sunt feminist? Recentele controle ale Direcției de Sănătate Publică au scos la iveală problemele din Spitalul Județean și din Maternitate. În această ediție sunt prezentați buzoienii cu suflet mare care își oferă gratuit serviciile pentru a ajuta copiii cu probleme, amănunte în articolul Orfani îngrijiți de voluntari. În martie, buzoienii au parte de un festin teatral, aflat și spectacole se joacă luna aceasta, precum și unde sunt deschise expoziții de mărțișoare cu vânzare. Și un semnal de alarmă, a apărut primul caz de gripă la Buzău, iar spitalul din Ojasca este un focar de viroze. Viața Buzăului publică oferta mai multor agenții imobiliare și locurile de muncă vacante.